prima parte a acestei convorbiri din această seară va fi aceea pe tema cum l-am cunoscut fiecare pe Părintele Stăniloae. Și de aceea rog pe domnul Postion Nicolescu să ne spună cum l-a cunoscut și care a fost prima impresie, primul simțământ după întâlnirea cu Părintele Stăniloae. Și lucrurile acestea pe care l-am povestit de altfel, da. Că
s-a întâmplat printr-o mică viclenie despre o viclenie duhovnicească. Noi aveam un prieten foarte bun la doamna Alexandru, singurul care știam așa mai aproape și care poate că era și, dacă nu singurul trecut, în anii aia de început, la început de cursul, se chema, care era student la teologie și care, la un moment dat, mi-a zis Cospion, uite, eu am împrumutat o carte de la părintele Tăniloae și am întârziat să o duc. S-a trecut mult timp și mi-e rușine să o duc. E rușine, te rog, pui-o tu. Și, în fine, cum se refuză un prieten, mai ales când cine fie la Ananghe, într-un fel îl credeam, într-un fel îmi dădeam seama că e un pretext ca să mă primească și m-a primit și era o seară așa, nu știu, cred că de toamnă așa, și mi-a dat adresa, strada Cerica, și m-am dus, e o casă pe care nu o placă, o casă banală, dar un bloc vechi, dar foarte, n-are nimic special în el. Am intrat, cum erau pe culoarul ăla, acolo, pe scărcică, pentru noi, că am bâșbuit până am nimerit acolo, când îmi prea mergea lumina pe scară, la etajul întâi stătea. Și am spuneat așa, cu inima, cât un pulice, cum se spune, și mi-a deschis doamna Căutea, să cred că dădusem totuși un telefon, mai întâi mai mult. Da. Și m-au primit și uite, am avut cartea, vreau să plec cât mai repede, eram prea, așa, mi se părea că am ajuns într-un loc. Și au zis, stai jos, n-am stat mult. M-am întrebat cine sunt, dacă am copii, ce fac așa. Și nu știu ce, mi-am mai zis câteva cuvinte. Și eu tot eram pe plecate, mi se părea că deranjez, mi se părea că sunt prea puțin important pentru locul ăla. O mulțime de lucruri care le-ai să înveți din preajma cuiva și că nu eram familiar, părinte, că nu era doar un om înconjurat ca o oră extraordinară, care era și vizibilă, da? Și maica preoteasă, chiar când din ușă, când am depărut, mi-a zis, mai vii, să mai vii, așa a fost, așa și foarte... Și a fost o chemare atât de puternică. Eu am rude, aveam, bine, am probabil depărtate, n-am ajuns în poiana Sibiului, mărcinime, deci tot în zona unde stăteam. Și acolo, când te duci la cineva și te zice să mai vii pe din noi, adică să mai vii pe la noi, dar eu spus așa, știți, spusă ca să fie spusă, nu e o chemare. E aici era o chemare irezistibilă. Și nu știu cum după aia am mers a doua oară și a treia oară și lucrurile s-au mergit și ne-am strâns și, uite, numai părinte lipsește, așa stăteam pe canapea acolo cu toții, o mică canapea, un scăunel și stăteam și l-ascultam. Și, urmă lucrurile au mers după această întâlnire. Acum, mă gândesc, majoritatea dintre cei de aici, hai să spunem că câțiva chiar nu erau născuți când părintele a plecat de la noi, la Domnul, alții erau foarte mici. Cum poate ajunge părintele la sufletul lor? Pentru că trebuie să ne referim la părintele Tăniloae, cred și în termenii unei moșteniri. Adică un dar al Dumnezeu pe care un om încărcat cu, nu cu 5 talanți, cu mulți talanți pe care i-a rodit pe toți cu asupra de măsură. Deci nu este, e și un trimis al Dumnezeu și o chemare al Dumnezeu și un dar al Dumnezeu. Și noi ne trezim cu această poldă bogată, această rodire bogată a Părintelui și ce facem cu ea? Unii l-am cunoscut, e într-un fel, sigur că e ca și ce se întâmpla cu ucenicii lângă Hristos. Ei l-au văzut, l-au simțit, l-au trăit. Cum s-a făcut ca să se transmită mai departe Hristos celor care nu l-au văzut? Celor care doar aud de el. Sigur că spune acolo fericiți cei care n-au văzut și au crezut. Și... Ei, cum facem noi cei care am fost în preajmă și am putea spune într-un fel așa, ca cum spuneau ucenicii la Emaus, gardea inima noi,
și după ce s-au despărțit și i s-a descoperit că era Hristos, zice, dar oare nu arta inima noi când mergeam cu el pe cale? Așa și noi mergând pe cale cu Părintele, ardea inima noi, cum să transmitem noi focul ăsta, cât de datoria noastră? Pe de altă parte, mă întreb cum am ajuns fiecare dintre are oameni care sunt la inimă, mai apropiați. Deci, dintr-o sută de oameni de aceeași, de o valoare comparabilă, sau dintr-o mie, sunt câțiva care sunt mai apropiați și o taină cum de aceea sunt mai apropiați. Cum îți simți mai pentru tine? Și sunt oameni care sunt pentru un număr de oameni, adică pentru oameni și unii care sunt pentru neam sau pentru omenire. Și asta se întâmplă cu Părintele Stăniloae. Sigur că el este într-un fel un om care nu este cel mai așteptat, sau cum să spun eu, cel mai, la care lumea de astăzi e cea mai sensibilă. Lumea de astăzi, și vorbesc de lumea bisericii acum, e sensibilă la lucruri mai spectaculoase puțin. Tămăduire, vindecări, minuni, vizibile. Urmare, minuni sunt care e o minune, însă, faptul că într-un sat, în Transilvania, Dumnezeu a picurat pentru noi acest om extraordinar. Cum să facem noi să ajungă la el? Nu ca un autor, nu ca un teolog care a zis un număr de opere, ci ca un om care a vechea la focul arderii acest neam. A vechea cu Sfințenie. Sigur, pocal este să-l vezi. Noi când l-am văzut, când l-am cunoscut, anul ăsta mi-a plăcut pentru fel și lucrul ăsta că s-au scos la iveală multe fotografii, s-au cercetat multe fotografii care vedem pe Părintele și altă decât am știut noi când l-am cunoscut și până a plecat rămânând. Asta e. Deci nu mai văzând. Eu astăzi am venit și am acoperit o stare, mi-a făcut o stare de bucurie, am intrat în birou la Părintele George Olga acolo și erau niște chipuri frumoase. Și chipurile astea frumoase, deodată stau o stare de bine. Lumea e frumoasă dacă sunt chipurile frumoase. Intri, nădejdea ți se întărește. Prea mult urât mi se vinde, mi se propune. Și atunci aveți chipuri frumoase și deodată se liniștește. Ori asta ar fi o cale, însuși chipul. Înainte să-l citim, și astăzi, sigur că din fericire există, nu emite multe materiale, dar există materiale. Nu suntem ca pe vremea Dacrăgeaul al creștinismului sau pe vremea lui Maxim Mărturisitor. Au rămas icoanele și palmarea sunt cele mai importante, dar noi putem să vedem. Deci chipul ar fi vorba și forma totuși trebuie ajuns, cum spun, la rodirea lui, la aceste cărți extraordinare și care sunt cu adevărat, adică e ușor să spui, nu cel mai mare teolog. Bun. Și e nemântuie asta. Dar de ce e cel mai mare? E cu adevărat așa. Să știți că e flămâie. Cei mari pe cei mari se cunosc. Se simt imediat. Olivier Clement n-a spus asta, n-avea nicio interes să facă curte română sau bisericii române sau, și fără să-l citească prea. Nu a avut textele care le avem noi, a avut o brumă de texte, că acum s-a mai tradus. Și imediat l-a văzut, l-a ascultat puțin, a citit puțin și și-a dat seama. Lucrurile trebuie să meargă repede. Nu trebuie să fac curgeți toată prea, nu suntem aici la urmă să spui, da, Doamne, e teolog. Nu. Și are scripturi, nu avem acum timp să vorbim, cum să spun eu. Sunt multe fiecare pe lumea asta și fiecare au frumusețea lui, dar unele sunt nesemate. Sunt niște lucruri care numai pentru un om care a Duhul Sfânt i-a bătut în pânze și l-a împins departe poate să fie. E o bunăvoință a Dumnezeu estimată prin el și el, având acest răspuns, să zic, de tipul mariologic, de tipul magic, Domnului, iată, Doamne, te ascult, sunt gata să împlinesc ceea ce tu, la ceea ce tu mă chem și ceea ce tu îmi spui. Asta e lucrul extraordinar. Și
trebuie spre binele nostru, spre binele bisericii, ca acest duh, al acestei teologii, care este, nu e creația părinte, e o ascultare și o transmitere a ceea ce ne spune, ni se dă Sfânta Scriptură, dogme, despre dogme, ni se dau dogmele care sunt spuse concentrat pentru iubire și adevăr, ca să le spunem la sfârșit. Asta se întâmplă de fapt. El desfoliază înțelesurile nesfârșite ale Scripturii, forma ale Sfinților Părinți, ale locului în care se află, ale neamului în care se află, ale naturii în care s-a mișcat. Am plecat de la întâlnirea sănătății, să vedem cum s-au întâlnit ceilalți și ar trebui să vorbim în formă de întâlnirea continuă de după plecarea lui. Fiecare moment în care deschid o carte a Părintelui, nu fac tot timpul, mă turistez, nu am deamă acolo, dar din când în când mă obligă viața sau chemările sau să deschid. Eu nu mă întâlnire, e ceva extraordinar, e o limbă extraordinară, e o lumină, totul făcut ca să fii mai aproape de Dumnezeu, fără program, în tipul firesc, în care suntem unii cu alții, când ajunge să simțim bine, fără să ne programăm asta, vine firesc, vine numai din deschidere, și deschidere într-o întâmpinare, într-o îmbrățișare, într-o comuniune, comunicarea, el vorbește de comunicare, care ajunge la comuniune. Da, mai puțin.